Intrăm live. Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile Pagina de Media. Sunt Petri Șorobaie și astăzi vă invit la o discuție mai de weekend, dar totuși destul de serioasă, pentru că vorbim de un nou produs media. Este vorba de matinalul de la Prima TV, care va începe luni și vom vorbi cu Septimiu Sărățeanu, cel care este producător executiv al acestui matinal. Întâi îl salut. Salut, Septimiu, bine ai venit în studioul Pagina de Media în formula aceasta. Salut, Petrișor, mă bucur să te revăd chiar și virtual. Asta e paradigma următorilor ani, cred, din nefericire. Să sperăm că vom trece repede peste această perioadă și ne vom vedea și live în carne și oase, cum se spune. Dar continuăm așa, în mediul virtual, în mediul digital. Da, o să spun două, trei cuvinte despre Septimiu. Acum este producătorul matinalului care va începe luni la Prima TV. Vom vorbi despre el. Hai să spunem producătorul programului Focus la Prima Oră. Hai să spunem de la început. Focus la Prima Oră. Exact. Să nu se confunde cu denumirea altor programe de pe alte posturi de televiziune. Focus la Prima Oră. E o sintagmă care trebuie să intre în memoria celor care ne urmăresc. Focus la Prima Oră, așa se va numi. Și acum prezentare pe scurt. Septimiu va împlini anul acesta 30 de ani de presă, da? Pe atât am înțeles bine, da? 30 de ani de presă. În octombrie să se întâmple această aniversare. Exact, cu o școală BBC destul de consistentă la început, prin care au trecut foarte mulți oameni din media de la noi, cu foarte mulți ani la Pro TV, unde a avut și foarte multe proiecte speciale, a fost și la Ringhie, și la Mediafax, și pe la TVR. Mă rog, a făcut multe, o să mai vorbim noi de-a lungul interviurilor, dar am zis să vi le spun așa pe scurt. Înainte, share, nu uitați, share, dați share către prietenii voștri, că e al naibii de important să fim văzuți de cât mai multă lume pe online. Așa că acum începem discuția, Septimiu, te întreb direct, pentru că tu revii în televiziune după o scurtă pauză. Cam cât a fost pauza asta ta? Cred că a fost aproape 2 ani, dar nu am stat foarte departe de tot ceea ce înseamnă broadcasting și televiziune. Am lucrat pentru niște companii foarte apreciate de software, provider de tehnologie pentru Netflix, pentru Hulu, pentru Roku, pentru Amazon Prime. Dacă spun aceste nume, sunt nume grele din afara României, care sunt furnizori de conținut, dacă vrei, prepaid sau video on demand. Deci platforme de streaming net, cum ar fi Netflix-ul. Am lucrat la această companie și am învățat foarte, foarte multe. A fost o experiență extraordinară, extrem de interesantă pentru mine, care veneam din zona de conținut editorial, nu din zona de tehnologie. Și a trebuit să învăț destul de multe lucruri care mi-au folosit și îmi folosesc și acum în activitatea profesională curentă. Ce anume preiei de acolo, așa de curiozitate? Cred că tot ce înseamnă organizare corporate, tot ce înseamnă tehnologia informației, tot ce înseamnă update-uri pe partea de broadcasting și de echipamente, pentru că trebuie să fim foarte conștienți de faptul că televiziunea din ziua de astăzi nu mai e ce a fost odată, din considerente de adaptare și de necesitate de a se transforma după public. Practic își urmărește publicul. Publicul clasic nu mai e doar la televizor, ci a migrat în număr foarte mare către device-uri mai mici, mai mari. Televizorul nu mai este first screen, așa cum îl denumeam acum câțiva ani, a devenit un second screen, iar toate informațiile, tot conținutul video se vede acum în primul rând pe telefonul mobil, se văd în primul rând pe telefonul mobil, pe laptop sau pe tabletă. De ce la un program de dimineață această întoarcere? Pentru că asta am făcut foarte mult, foarte mult timp. Asta cred că știu să fac cel mai bine în momentul de față și a venit ca o provocare, ca un challenge. Prima TV nu a mai avut până acum, sau nu mai amintesc eu să fi avut un program matinal de tip news magazine, de tip infotainment.
Și a venit această propunere din partea celor care conduc în acest moment canalul de televiziune Prima TV. A fost o propunere pe care am primit-o cu bucurie, cu onoare și sper să fac față tuturor sarcinilor care îmi revin și sper să îmi fac datoria așa cum trebuie. Adică vreau să am datoria, simțul datoriei împlinite atunci când fac un lucru la Prima TV. Uite, o să revenim la matinale pe care le-ai făcut, dar tot ai deschis acum subiectul acesta al emisiunii de Focus la Prima Oră, da? De la Prima. Mă bucur că ai reținut și că folosim această sintagmă împreună și o folosim de acum încolo până la finalul discuției. Bun, aceasta este o formulă cu Daniel Osmanovici, pe care îl știm de la Antena 1, și cu Irina Gologan, pe care o știm din Pro TV. Deci s-a dus din cei doi mai concurenți și a făcut o echipă. Ce va avea special acest matinal despre care ai spus și tu că va fi unul de tip news magazine? Adică, poți detalia, te rog? Da, e un news magazine în care vom avea foarte multă informație. Ne bazăm în principal pe conținutul pe care colegii de la Focus din redacția știrilor Prima TV îl realizează și îl furnizează pentru toate programele de știri. Evident că noi nu vom reinventa apa caldă, cum se spune, nu vom veni cu inovații sfărăitoare sau să le numim așa pur și simplu de dragul de a inventa ceva. Nu vom inventa, ci vom încerca să dăm ritm, cursivitate, obiectivitate, echidistanță și să avem o atitudine pozitivă față de tot ceea ce înseamnă consumatorul de știri din România. Trebuie să fim foarte realiști și să ne dăm seama că piața de știri din România e una relativ limitată. Nu poți să te aștepți ca în România să se producă mai mult de 30-35 de fresh news-uri cu adevărat. Dacă vreți să inventăm și toate accidentele, toate incendiile, toate nenorocirile care se produc zilnic, atunci cu siguranță ele sunt mult mai multe. Dar cred că avem nevoie și de un alt tip de informație, de știri pozitive, de știri adevărate cu conținut care să se reflecte asupra societății românești. Asta e impresia mea în momentul de față. Practic, vor fi ca să vorbim așa puțin de cum se va desfășura emisiunea. Sunt cei doi prezentatori, Daniel Osmanovici și Irina Gologan. Ei vor prezenta și vor comenta știri, prezintă-ne puțin așa desfășurătorul unei emisiuni. Ei sunt driverii acestui program, dar evident că vor fi și multe alte personalități care vor veni lângă ei la pupitru sau în studioul Focus la Prima Oră. Nu vreau să dezvălui foarte multe, vreau să vă invit să urmăriți această producție Prima TV începând de luni dimineață de la ora 7. E un program modular, structurat pe 3 ore, în care veți regăsi foarte multă informație pe care cu siguranță o veți consuma. Și cu siguranță veți analiza dacă prestația noastră e bună sau nu e bună, sau dacă mai avem de lucrat, dacă mai avem de adăugat. Eu doresc ca prin acest program pe care îl produc la Prima TV alături de colegii mei, o echipă mică, dar inimoasă, o echipă de oameni cu experiență, producătorul de conținut Roxana Ion și editor Cristian Robescu. Ăștia suntem oamenii care suntem direct responsabili și, să spun, in charge pe acest proiect, dar alături de acești doi jurnaliști cu mare experiență vor mai veni și câțiva tineri de perspectivă pe care ne-am chinuit să-i alegem, să-i găsim din piață. Alături de această echipă și de, evident, Irina și de Daniel, cred că vom fi o prezență fresh și practic suntem, vrem, nu vrem, noutatea începutului de an în piața de televiziune din România. Eu cred că vom avea un start bun, pozitiv și să sperăm că și telespectatorii vor aprecia așa cum se cuvine eforturile noastre, care nu sunt de neglijat. Și atunci mai vine, ați mers pe această variantă de news magazine. De ce, de exemplu, un news magazine și nu un divertisment? Uite, avem, de exemplu, un alt matinal nou pe piață, TVR, de unde ai fost și tu, care merge, de exemplu, pe divertisment. De ce voi ați ales să mergeți pe zona aceasta de știri? Pentru că suntem conștienți că publicul care privește televizorul în continuare dimineața este avid de informație structurată, informație
transmisă de o autoritate în domeniu și tocmai asta ne propunem să facem. Prima TV să devină o autoritate în domeniu atunci când îți transmit știrile. Atunci când ai aflat o informație de la Focus, știi sigur că nu mai ai nevoie să o verifici, nu ai nevoie de a căuta în alte medii informaționale ca să te asiguri că nu e fake news. Pentru că asta e marea problemă. Multe dintre informațiile pe care le culegem din social media sau din, să spunem, chiar unele medii autorizate, sunt fake news, sunt foarte puțin verificate. Și tocmai asta o să găsiți la prima: echidistanță, obiectivitate, autoritate în transmiterea informațiilor. Da. Uite, chiar tu spuneai că în momentul de față, pe zona de dimineață, prima nu are încă o poziționare, adică nu are niciun fel de program special, nici știri, nici news magazine. De la 1 februarie. Acest fapt, cu ce avantaje vine că pornești de la teren gol și cu ce dezavantaje vine? Vine cu un avantaj pentru că noi suntem, acum funcționăm pe principiul try and error. Încearcă și vezi dacă e greșit. Vine cu avantajul că nu avem presiunea audiențelor imediate. Deci plecăm de la o audiență destul de mică, suntem conștienți de lucrul ăsta, dar avem și, dacă vrei, șansa de a atrage foarte repede public dacă facem corect și civilizat ceea ce ne-am propus să facem. Un matinal informațional cu informație structurată, verificată și obiectivă. Asta e și ritm. Ritmul va conta foarte mult, ca să nu mai spun că și prezența celor doi driver, celor doi host, Irina și Daniel, este extrem de importantă. Și vreau să mai spun ceva. L-am cunoscut pe Daniel Osmanović acum, odată ce m-am alăturat echipei de la prima. Pe Irina o știam din Pro TV. A fost unul dintre corespondenții extraordinari de teren, un reporter cu foarte multe idei, cu o prezență remarcabilă și în live-uri, subiecte extraordinar interesante. L-am cunoscut pe Daniel știindu-l de la televizor, de pe sticlă, de la Antena 3, unde îmi plăcea ceea ce făcea, era un prezentator agreabil. Și iar acum, ei formând acest cuplu nou și acest cuplu inedit, am avut plăcuta surpriză să văd că există o chimie între ei pe care nu am mai regăsit-o la alte cupluri de prezentatori cu care am lucrat, mai puțin cuplurile de la ProTV. Acolo era cu totul altceva, se lucra altfel la nivelul prezentatorilor pentru a se ajunge la o relație perfectă în fața cameră de luat vederi. Chiar dă-ne așa din experiența de atunci, că ai fost direct implicat acolo la ProTV, erai producătorul acelui program de dimineață. 14 ani. Tocmai. Exact. Ce pot să spun? Sunt amintiri pe care nimeni nu ți le poate lua. Sunt amintiri extraordinare. Am avut niște colegi fabuloși cu care a fost o plăcere și o onoare să lucrez. Sunt evident, poate, anii cei mai frumoși, pentru că a fost vorba de tinerețea mea pe care am petrecut-o acolo. Evident, acum concurez cu ei, va trebui să concurez cu ei. Le port un respect, sunt prietenii mei în continuare. Dar voi încerca de câte ori am ocazia să-i bat, să o fac fără niciun fel de reținere. Să-i bat la modul sportiv, cu fair play, și să încerc să fiu mai bun decât ei prin tot ceea ce propun ca și conținut, ca și manieră de abordare, ca și manieră de prezentare video. Da. Spuneai tu atunci că pe vremea aceea era un anumit mod în care se făcea acea chimie între prezentatorii de la ProTV. Care era sau cum Se lucra foarte mult în principal de la selecția prezentatorilor. Și apoi existau foarte multe probe în care personajele din fața camerelor trebuiau să interacționeze în diverse situații. Peste tot pe unde am fost ulterior, a fost așa un fel de grabă, un fel de presiune. Nu prea aveau timp, nu prea doreau să mai aștepte ca cei doi prezentatori să relaționeze cât mai aproape de idealul situațiilor în care erau puși. Așa că sub semnul grabe și sub semnul, cum să spun, a presiunii, am acționat ulterior în celelalte locuri în care am mai produs matina. Haideți să luăm așa. Că e un factor foarte, foarte rău. Un jurnalist cu experiență trebuie să facă față tuturor formelor de presiune.
Da, hai să luăm puțin pe rând, așa, dacă poți din, și din amintiri și din experiența, dacă de fapt e vorba de o experiență din niște ani în care ai lucrat, cam ce își dorea sau ce se consuma așa în materie de televiziune acum 15 ani sau eu știu când ai făcut matinalul la Pro TV, apoi o să trecem puțin și pe la, pe la TVR înainte să ajungem la, la prima. Așa că deci nu pot să spun că se consuma ceva anume. Exista o agendă editorială care era pliată evident pe agenda telespectatorului, pentru că o televiziune comercială trebuie să-și cunoască, în primul rând, să-și cunoască publicul căruia îi se adresează. Și plecând de la aceste date sociologice, aceste cercetări care se făceau și calitativ și cantitativ, încercam să găsim conținutul adecvat publicului. Dacă nu te adecvezi publicului, faci o mare greșeală. Și tocmai de aceea era un anumit tip de story-uri pe care le regăseai în programele Pro TV. Era mult așa mult hulitul, dacă vrei, program al știrilor de la ora 5, în care toată lumea spunea că vai, sunt știri care sunt știri extrem de violente și incită la violență și au un mesaj care nu se califică de a fi prezentat pentru un post de televiziune. Ei bine, vreau să vă spun că știrile de la ora 5 n-au luat niciodată vreo amendă de la CNA. Nu au încălcat vreodată normele în vigoare privind protecția minorilor sau publicitatea mascată. Ei bine, toată lumea spunea, vai, nu mă uit la știrile de la ora 5, dar știrile de la ora 5 aveau o audiență fantastică. E așa un fel de situație paradoxală pe care noi românii o cunoaștem în mai toate domeniile, un soi de ipocrizie generalizată. Nu ne uităm la știrile de fapt divers, așa numitele știri de fapt divers, dar exact, practic se uita toată lumea. Exact. Ei, care era atunci publicul știrilor? Care este acum publicul pe care îl ai tu la prima? Pentru că, așa cum spuneai, trebuie să te adaptezi publicului. Care era atunci la Pro TV publicul? Care este acum la Prima TV, la Focus? Ești știut lucru că Pro TV se adresează unui public activ, în general un public comercial între 18 și 45 de ani. Pentru că ei sunt oamenii care activi, oamenii care încasează bani și care cheltuie, evident, că oamenii care privesc și publicitatea implicit alături de știri. Cred că a modificat puțin structura demografică a publicului. Cred că publicul de televizor a mai îmbătrânit puțin. Gândește-te că au trecut niște ani. Generația Pro nu mai există. E o generație foarte activă în momentul de față. Suntem noi. Suntem noi, da. Practic noi suntem. Și generația millennials, așa cum sunt ei denumiți, sunt cei care au acum device-urile astea, tablete, smartphone-uri, laptop-uri, Kindle, toate device-urile astea care te înconjoară. Evident, trebuie să ții pasul cu ei, trebuie să te adaptezi și trebuie să le transmiți ceea ce caută pe device-ul pe care îl are la îndemână. Deci asta e concluzia mea acum, că publicul de televizor ușor a îmbătrânit, dar asta nu înseamnă că noi nu ne vom adapta conținutul la publicul pe care îl urmărim. Evident, și noi țintim un public comercial, suntem televiziune comercială, dar noi vom merge cu conținutul pe toate formele de distribuție. Adică Focus la Prima Oră nu va fi doar pe televizor, va fi pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram. Deci toate platformele vor trebui să fie pregătite să ne primească conținutul pe care îl oferim. Uite că platformele acestea de care vorbeai au publicuri, dacă îmi permiți un plural, diferite. Adică e un public pe TV care, așa cum spuneai tu, e mai ceva mai îmbătrânit, e un public pe Facebook care, să zicem că suntem noi generația Pro, ca să zic așa, mai e public Instagram care este un public și mai tânăr, adică sunt public. Nu mai vorbim de TikTok. Nu mai vorbim de TikTok. Exact. Aveți și pe TikTok? Chiar faceți canal? Deocamdată nu analizăm această situație, ne vom gândi și la această variantă. Orice inovații trebuie să aibă un început, trebuie să pornească de undeva. Eu visez la alte lucruri, nu neapărat la TikTok. Eu visez la
implementarea unor softuri de inteligență artificială, unor softuri care să contribuie la analizarea arhivei de imagini pe baza metadatelor. Sunt lucruri pe care ușor, ușor, cu sprijinul colegilor din redacția știri, cu sprijinul celor care conduc Prima TV, poate că le vom implementa mai repede decât se așteaptă unii. Ei, și acum revenim la planșetă acolo. Sunteți voi la planșetă pregătind emisiunea. Măi, uite, cam ăsta este publicul pe care îl urmărim, main target, cum se spune în limbaj de marketing. Care este acela cu proiectul vostru? Păi aș fi ipocrit să spun că urmărim doar un singur segment de public. Noi ne segmentăm foarte clar conținutul. Vrem să atragem conținut din toate sferele sociale. Adică nu pot să spun că vom da știri elevate cu artă și cultură pentru publicul high education, pasionat de vernisaje sau happening-uri culturale. Dar asta nu înseamnă că acest tip de story-uri le vom evita. Vom ști însă să le transpunem într-o cheie prietenoasă care să-i atragă și pe ceilalți care nu iubesc, de exemplu, pictura sau vernisajul sau evenimentul muzical, muzică clasică. Deci va trebui să adaptăm tot acest conținut. Deci e un news magazine foarte dens, în care sunt multe informații structurate și paginate corect, fără să avem excese de niciun fel, de nici de limbaj, nici vizuale. Eu cred că trebuie să fie, în primul rând, acest program trebuie să fie un program echilibrat și în care românul care îl privește să se regăsească, să citească exact cum citește un ziar de bună calitate din Occident, ca să nu dăm exemple din România, să nu deranjăm pe cineva, așa cum citește ziarul la cafea în străinătate, având informații verificate și cu autoritate, așa să regăsească și la Prima. Da, cel mai important. Asta e dezideratul. Și aici știi că provocarea principală aceasta este să te găsească, să știe că ești acolo, că va mai dura o perioadă până când lumea să descopere că există o astfel de ofertă și pe Prima. Până acum nu există. Asta este rolul colegilor de la marketing. E un marketing al canalului, care, după cum vedeți, începe să fie foarte vizibil. Un marketing și trebuie, pe de altă parte, un marketing al conținutului. Adică în momentul în care avem o știre importantă, o știre la care numai Prima are acces, să știm să o promovăm pe toate canalele, în toate mediile și să știm să o rostogolim pe tot parcursul zilei, astfel încât oamenii să fie conștienți și să identifice foarte clar de unde a plecat această informație. Brandul Focus e un foarte puternic. În sondajele noastre interne e brandul locomotivă, dacă vreți, un brand cu tracțiune foarte puternică. Și este un brand care nu e compromis, e un brand echilibrat și un brand care are un orizont de creștere spectaculos. Veți avea și, nu știu, invitați permanenți sau invitați special, rubrici de tipul acesta? Sigur că da. Cine va fi? Sigur că da. Vom avea invitați zilnic, așa cum am gândit noi programul, și vă invit să îl urmăriți de luni dimineață ca să vă convingeți că așa stau lucrurile. Vor fi și rubrici specializate, deși nu neapărat rubricizarea e cea care ne va diferenția. Conținutul e cel care ne va diferenția. Nu veți găsi rubrici clasice sparte de bumpere sau de generice, dar vor fi câteva prezențe constante. Va fi o rubrică de sănătate cu stil, prezentată de colega noastră Luciana Indre de la Look TV, de la Sport, de la Cluj, pardon. Deci vom integra toate produsele din cadrul grupului Clever Media. Cine va mai fi în... Deocamdată nu pot să-ți dezvălui toate numele, pentru că începe luni. Păi veți vedea de luni, mai aveți răbdare, 2 zile, 48 de ore, nu mai reprezintă atât de mult. Veți vedea conținutul, sunt intervenții ale colegilor de la Profit TV, colegii de la Agro TV, sunt contribuții importante pentru contentul acestei emisiuni și
Pune-ne succes pentru luni ca să vezi cum va fi. Vom vedea, da, iar apropo de colegi din grup, unul dintre colegii tăi din grup de acum, da, Radu Banciu, a fost și cel pe care tu l-ai păstorit ca producător la prima emisiune, nu? Așa e. Atunci realizam Undercover, cum se spune, emisiunea lui Radu Banciu și începusem de fac o altă emisiune la B1 TV, lucram în Pro TV și regulile erau extrem de stricte, nu aveai voie să mai ai, să spunem, un al doilea contract cu o altă televiziune, dar mi-am asumat riscul pentru că pe vremea aia nu puteai să îți faci un credit, să-ți iei o casă și să trăiești în niște condiții decente decât cu un al doilea job. Deci era Pro TV. Da, era Pro TV, dar asta nu înseamnă că nu se putea, nu-ți doreai mai mult, ca de fiecare dată. Fiecare om trebuie să-și dorească mai mult, dar trebuie să-și adapteze dorințele la posibilități. Da, l-am păstorit pe Radu Banciu un an și ceva, cred că începuserăm de fapt cu Razii de Noapte, cu Radu Naum și cu Radu Banciu în formula de tandem. După care a rămas la Măsuța cu ziarele Radu Banciu, iar ziarele erau de fapt un simplu pretext. Până la urmă era un fel de stand-up comedy la masă cu Radu Banciu. Și știm cu toții aciditatea, versatilitatea și, dacă vrei, aciditatea lui Radu Banciu atunci când se manifesta în direct. Acum mă bucur că el e o prezență constantă pe Look TV, are un show sportiv și zilnic de 2 ore. Și o să-l vedeți și pe Radu, probabil invitat în matinalul Focus la prima oră. Asta voiam să întreb, Radu Banciu va avea rubrică permanentă în matinal? Nu știu ce înțelegi tu prin rubrică, Petrișor. Fiecare zi sau o periodicitate anume. Nu pot să spun lucrul acesta. Eu cred că merg mai degrabă pe ideea de a aduce invitați din grup sau din tot acest angrenaj care arată din ce în ce mai bine și crește cât alții, cât cum știi cum e, că a fost frumos, care crește într-o zi cât alții în 7, grupul care crește se extinde. Eu cred că Radu Banciu sau toate celelalte nume care se vor vehicula și se vor auzi, toate își vor găsi loc într-un program matinal atunci când evenimentele o cer. Atunci când e un subiect de actualitate în care Radu Banciu are competența de a exprima opinii, cu siguranță Radu Banciu va fi prezent. Asta la fel ca și în cazul oricărui altui invitat. Nu mai vorbesc de Dragoș Pătraru, care va veni și el în Focus la prima oră. Sunt tot numele special, tot în cazul speciale, nu? Dragoș Pătraru cred că va veni săptămânal, va avea o prezență, să spunem, bătută în cuie, deși nu-mi place termenul ăsta. Eu vreau să fim extrem de maleabili și să ne adaptăm în funcție de necesități. Dar da, Dragoș Pătraru e unul dintre numele care vor contribui foarte mult la creșterea conținutului și a imaginii programului Focus la prima oră. Având o intervenție sau, mă rog, cel puțin o intervenție pe săptămână, nu? Cel puțin una, dacă nu mai multe, în funcție de necesități. Deci veți aveți ca să continui de a ta o locomotivă, ca să zic așa, de imagine. Locomotiva de imagine este brandul Focus. Apoi sunt cei doi prezentatori. Iar dacă vrei, pe un nivel sensibil egal, sunt toți ceilalți colegi jurnaliști, de la reporteri de la Focus până la realizatorii de programe din cadrul grupului, care vor veni invitați în cadrul emisiunii. Evident, tu ești producătorul, trebuie să îi împaci pe toți, tu nu poți spui, dar eu pot să spun că sunt oameni care au forța necesară să tragă după ei mai bine un produs decât alții. Dragoș Pătraru este unul dintre ei, iar Radu Banciu la fel va fi tot o dată pe săptămână sau cum va fi în această schemă? Sau doar când e nevoie? Nu pot să spun, sunt în chestiune mult prea de bucătărie internă. Încă lucrăm la aceste fine tuning-uri, deci probabil că cel puțin o dată pe săptămână, dar nu excludem nici alte variante. Le studiem, le analizăm, încercăm să compatibilizăm
și programul realizatorul cu programul focusului la prima oră, pentru că trebuie să te gândești. Radu Banciu are o emisiune sportivă. El e un om care trebuie să fie conectat la actualitatea fotbalistică, pentru că asta e în principal preocuparea lui, să urmărească meciuri de Champions League sau meciuri din Liga 1, care se termină uneori foarte târziu. Și să-l determin pe acest om să-și încheie ziua undeva în jurul orei 1 noaptea și apoi să fie dimineața la prima oră în matinal, e ușor dificil și delicat. De aceea vom încerca să vedem cum compatibilizăm programele, încât Radu Banciu să fie prezent în platoul emisiunii Focus la prima oră. Dar nu numai Radu Banciu, ci și toți ceilalți realizatori. Deci sunt mulți alți realizatori la prima pe care îi vom aștepta și veți auzi cu abordări extrem de interesante pe domeniile lor de competență. Veți vedea că va veni la Focus la prima oră și Urania Cremene cu probleme de parenting și de creșterea copilului, subiectele care interesează. Sunt mulți alți colegi din cadrul grupului pe care îi veți vedea la Focus la prima oră. Dacă greșesc acum și nu spun nume, nu vreau să o fac pentru că nu vreau să deranjez și să supăr pe absolut nimeni. Toți sunt bineveniți fiecare în cadrul programului. Fiecare pe zona de competență, de fiecare pe ce acoperă. E ca și cum ai vedea pe mine vorbind acum despre sănătate, deși eu nu sunt specializat în așa ceva. Nu? Deci toată lumea pe zona lui de competență, evident. Deci asta va fi construcția. Este foarte bine că uite, am aflat și niște nume care vor apărea acolo. Până acum totul se rezuma ca nume la cei doi prezentatori, la Daniel Osmanović și la... Ei sunt driveri acestui program și evident în marea majoritate a timpului ei vor conduce de la pupitrul Focus la prima oră tot acest program. Dar asta nu înseamnă că toți ceilalți colegi din grup, jurnaliști, realizatori, nu sunt importanți în structurarea și în alcătuirea acestui program de tip News Magazine. Hai că ți-am mai spus ceva. News Magazine. News Magazine, așa. E, pentru tine, că ai zis, cifrele acum deocamdată nu sunt o presiune. Nu ai spus că nu sunteți presați de neapărat de rating. Dar punând mai multe la o parte, nu numai rating sau alți indicatori, care este pariul tău? Când spui tu, da, a ieșit cam ce aveam eu în minte să fac cu această emisiune? Tu știi prea bine, Petrișor, că pariurile în zona asta sunt greu de făcut, pentru că publicul din România are un comportament extrem de ciudat. Publicul care se mai uită la televizor sau care consumă content video în online se plictisește foarte repede. Deci cred că România e țara cunoscută drept cea mai mare devoratoare de vedete din întreaga Europa. Îți dau un singur exemplu. Cea mai lungă, cea mai longevivă emisiune din România, dacă nu mă înșel, a fost cred că Procesul Etapei, cu vreo 11 sezoane, după care s-a terminat. În Statele Unite există la NBC celebra emisiune 60 Minutes, care e prezentată de aproape 45 de ani de același prezentator. Acolo publicul nu s-a plictisit să-l vadă zi de zi sau săptămânal cum e acel program. Aici se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla ca publicul să te placă o lună, după care în a doua să te arunce în lada de gunoi a televiziunii și pur și simplu să nu-ți mai găsești locul într-o grilă de programe. S-a întâmplat cu foarte multe personalități, cu foarte multe vedete care, din păcate, acum nu mai sunt sticlă. E posibil orice. Pariul meu este că în câteva luni, 2-3 luni, eu cred că se va vorbi despre Focus la prima oră în termen corect. Nu spun altfel, în termen corect. Uite, puțin off topic, ca să zic așa, înainte de ultima întrebare, că ai vorbit de Dragoș Pătraru și mi-am adus aminte de ceva, că ești cumva coleg între ghilimele cu el și pe alte lucruri. Dacă nu mă înșel, după ce ai plecat din TVR, unde ai vorbit de niște ingerințe editoriale acolo, s-a lăsat totul cu un proces, nu? Dacă nu mă înșel. Da, și așa, nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că încă e în derulare acest proces. Asta era întrebarea. Care este stadiul procesului? E în derulare acest proces, așteptăm pronunțarea instanței și noi ne vedem în continuare de joburile noastre, de meseria noastră și de viața noastră și profesională și particulară. Fiecare cu drumul lui, fiecare face ce consideră că e mai bine pentru el.
Pe final, o întrebare legată de zona ta de televiziune. Acum produce acest matinal, acest program matinal Focus la prima oră. Ai în plan să te implici mai mult, să te implici și în alte proiecte la Prima TV? Dacă sunt considerat potrivit pentru alte proiecte, cu mare bucurie. Deci eu sunt un om deschis, îmi place să muncesc, nu fug de muncă. Dacă conducerea postului va considera că pot face și alte joburi, cu mare plăcere, oricând ideile mele, puterea de muncă și capacitatea de a înțelege niște lucruri rapid și de a mă adapta în diverse situații sunt puse la dispoziția trustului din care fac parte în acest moment. Fără nicio rezervă, mă voi implica în toate proiectele în care voi fi solicitat. Mulțumesc mult, Septimiu, mult spor și multă baftă în noul proiect. Luni dimineața ne vom uita să vedem cum arată programul de dimineață, nu Focus la prima oră. Te aștept printre telespectatori, sunt sigur că vei urmări cu mare atenție și de ce nu aștept și comentariile, oricare ar fi ele referitoare la conținut și aspect pe device-ul sau pe televizor. Vor veni și cât se poate de constructive, zic eu că vor fi. Deci, luni dimineață la ora 7. La ora 7, luni dimineață la ora 7, Focus de la 7 la 10. De la 7 la 10, 3 ore. Pe Prima TV, Focus la prima oră. Ați aflat aici foarte multe detalii în premieră despre emisiunea de dimineață de la Prima TV, Focus la prima oră, cu prezentată de Daniel Osmanovici și de Irina Gologan. Vor apărea însă și alți oameni din acest grup, printre ei vorbim de Dragoș Pătraru, Radu Banciu, oameni de la Profit, oameni de la Agro TV, de la toate canalele media pe care Clever le operează, dacă am înțeles eu bine. Încă o dată, Septimiu, mulțumesc pentru interviu, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit până acum și dacă n-ați dat share, dați share ca să vadă cât mai mulți oameni interviul nostru, pentru că, zic eu, a fost unul de interes. Eu sunt Petri Șorobaie și până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, numai bine, mult succes, la revedere!